Tare, tare, tare! Trebuie să mă întreb dacă am ținut post. Ai ținut? Ai ținut post? Deocamdată pot să spun că nu este un post ocazional, deoarece din... că nu mai știu. Din vulgaritatea umanistică a unui om s-ar putea retușa pe un blaston al nonșalanței nonconformistice sub un jal canvin. Cocoșelul de tablă este comedia scrisă special de Mihai Răboș pentru trupa Clubului de Teatru Valah. După ce aceasta s-a lărgit și noi veniți în echipă s-au arătat dorniți să urce pe scenă. Comedia combină elemente clasice, dar și moderniste de teatru și vine să satisfacă o distribuție din care fac parte de la elevi de 11 ani până la studenți. Piesa pe care o pregătim se numește Cocoșelul de tablă. Sunt foarte entuziasmat pentru că este prima piesă la care joc. Și pot spune că este o adevărată comedie, muncim din greu, atât eu cât și echipa, să reușim să vă oferim un spectacol pe cinste. Și sper că o să vă bucurați de această piesă. M-am alăturat trupei de curând. Este o trupă foarte frumoasă și foarte călduroasă, ca să spun așa. Din păcate, suntem cam puțini, lucrăm din greu și ar fi foarte frumos dacă ar mai veni copii, băieți, fete, mai mari de vârsta mea sau mai micuți. Sperăm să iasă ceva frumos. Ne pregătim pentru premieră. Piesa este foarte ofertantă, are mult de oferit publicului, dinamică, râsete, plânsete. Am reușit să introducem toată echipa să joace, să aibă fiecare cât rolul lui de importanță foarte mare, oricât de mic ar fi rolul, desigur. Vă așteptăm la premieră în număr cât mai mare. Sper să aibă un succes mult mai mare decât Don Juan, piesa asta. Dacă totul merge bine, comedia Cocoșelul de tablă va avea premiera în luna martie. În paralel, trupa se pregătește să reia, cu altă distribuție, drama Don Juan moare ca toți ceilalți de Teodor Mazilu, dar și să înceapă pregătirile pentru o nouă punere în scenă, Weekend cu tata, piesă participantă la concursul de dramaturgie în doi al Teatrului Tudor Vianu.